Suntem la Târgu de Turism al Olteniei, la standul Zestrea Oltenească. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți de unde vine denumirea Zestrea Oltenească. Zestrea Oltenească a luat naștere dintr-o dragoste de tradiție și de frumos. Eu împreună cu prietena mea, care pictează foarte, foarte frumos și este divină, ne gândeam cât de frumoase sunt covoarele oltenești, cât de frumoase sunt iile noastre, cât de frumoasă este toată această tradiție, dar nu apare și, din potrivă, începe să dispară, nu apare pe mobilă pictată. Mobila pictată are tradiție în Ardeal. Dar ce ar fi să aducem noi toate aceste motive frumoase pe care le vedem pe scoarțe, pe ii, pe lăzile mehedințene doar scrijelite și puțin, să zicem așa, cosmetizate trecut, să le aducem pe mobila pictată. Și așa s-a iscat această idee și această dorința noastră de a face asta. Ne-am apucat să pictăm, să vedem ce ar însemna. Ne-am apucat să studiem. Am fost la Muzeul Olteniei. Domnul Inel Călmurece a fost foarte de treabă și drăguț cu noi. Și împreună cu colegele dânsului ne-au făcut un tur al muzeului. L-am văzut cu alți ochi și am început să citim cărți. Paul Petrescu și așa mai departe, ca să vedem în adâncuri ce înseamnă tradiția asta oltenească. Și încet, încet, studiind lucrurile astea, am început să le punem pe mobilă. Și o să vedeți tot felul de simboluri care o să vă ducă puțin în trecut. O să vă ducă la iile bunicii, o să vă ducă la masa cu trei picioare pe care am prezentat-o într-o nouă culoare. O să vă ducă la pieptarul oltenesc, cutiile de vin pe care le-am prezentat iarăși într-un fel la parte. Și așa a luat naștere Zestrea Oltenească. Înțeleg că Zestrea Oltenească exista, dar motivele acestea existau pe covoare, pe ei, dar nu erau puse pe mobilă. Și ați acoperit acest gol. Da. Ce părere au vizitatorii care văd mobila pictată? Vizitatorii noștri vizitatorii până în 30-35 de ani, care apreciază partea stilizată a motivelor tradiționale, pentru că noi am încercat să stilizăm, să ducem motivele ca să le putem pune pe o mobilă pe care să o pună oricine în casa lui, nu oricine, cine iubește, bineînțeles, motivele astea. Ne-am gândit să ducem motivele către o stilizare aparte. Și cealaltă categorie de clienți ai noștri peste 35 de ani, care iubesc foarte mult ceea ce își amintesc din copilărie și atunci și punem muștele de pe ie, punem motivele acestea mangolburate de pe covoarele bunicii, iubesc partea asta. Și sunt foarte încântați, noi suntem la foarte început cu business-ul ăsta, atelierul nostru este de foarte puțin timp, de vreo 6 luni face partea asta de pictură și nu pot să vă spun foarte multe, decât că lumea iubește tot ce vede, iubește culoarea, iubește modul în care sunt și foarte frumoase, n-ar avea cum altfel. Ce vreau să întreb? Pentru cei care sunt mai tineri și de obicei caută online, aveți o pagină de Facebook, aveți un site? Da, este zestraromaneasca.ro, iar pe Facebook este Zestrea Oltenească. Ne puteți găsi acolo, ne puteți întreba, contează foarte mult părerea voastră pentru noi, pentru că suntem la început și vrem să știm ce impact are asupra tuturor. Nouă ne place, iubim și am zis că tot ce facem cu pasiune și ne place nouă se transmite. Se transmite și o să placă cât mai mult. Mulțumesc frumos!